În primul rând, bună ziua! Pentru că suntem la început de an, dați-mi voie să vă urez să aveți un an mai bun ca cel care a trecut, cu sănătate, cu împlinire alături de cei dragi, să realizăm tot ceea ce ne-am propus împreună și iată că astăzi, 15 ianuarie, când este ziua marelui poet Mihai Eminescu, la Băinești se desfășoară un eveniment cu invitați de la Iași, invitați de la Bacău, și de asemenea invitați dumneavoastră cei prezenți astăzi aici în această sală. După cum știți, avem un calendar de evenimente în fiecare an. Debutăm și în acest an, ca și în anii trecuți, cu acest eveniment dedicat Zilei Culturii Românești. Iată un program cu lansare de carte, cu un spectacol, un moment de folk cu poezii ale lui Eminescu, și, bineînțeles, o piesă de teatru susținută de Teatru Bacovia, dar regizată de un actor de la București, care îmi spunea la început, când am ajuns aici, că este chiar din zona noastră, de la Pârjol, de aici, din apropierea municipiului Moinești. Mulți din zona noastră au mers, au afirmat în alte zone ale țării și chiar pe planetă, pe glob, dar iată că aleg să vină alături de noi atunci când ne dorim să realizăm un eveniment și mai ales într-o zi atât de mare pentru noi românii. Despre eveniment o să-l invit alături de mine pe domnul profesor Dram, domnul Constantin Dram, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Dar înainte de asta, în câteva cuvinte, am să vă spun despre programul de astăzi. Și începem cu Eminescu, omul de presă, conferință susținută de profesorul universitar dr. Constantin Dram, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, aici lângă mine. Blăstarul de ipotești, recital de muzică folk susținut de Valentin Alexiu. Presa, vremurile și politica, lansare de carte, autor Petru Frăsilă. Și, bineînțeles, piesă de teatru de care vă spuneam, Ziarist interzis, scenariu Valentin Vraniște, Teatru Bacovia din Bacău, regia Ștefan Hagimă, Teatru Național București. O să spuneți dumneavoastră, domn profesor. Da. O să aveți cuvântul și, cu siguranță, ne veți spune câteva lucruri interesante. Înainte de a da cuvântul domnului profesor Dram, aș vrea să salut și prezența colegilor primari din apropierea municipiului Moinești. Domnul Șilochi Ștefan, primarul orașului Târgu Ocna, mulțumim, domnul primar, de prezență. Domnul Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești. Domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova. Domnul Câdă Ionică, primarul comunei Măgirești. Consilier local, cadre didactice, directori de instituții de învățământ, instituții publice, colegi din primăria Moinești, dar și dumneavoastră, toți cei care astăzi sunteți aici, moineșteni și chiar din localitățile învecinate, vă spun bun venit la primul eveniment al municipiului Moinești în acest an și vă invit și la celelalte evenimente. Cunoașteți calendarul municipiului Moinești. Următorul eveniment va avea loc pe data de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor. Va avea loc un moment susținut atunci de liceele din municipiul Moinești, Biblioteca Municipală. De asemenea, urmează cele din luna martie, festivalul Tristan Țara din aprilie, vis de stan în iunie, le știți și dumneavoastră, tabăra de pictură, zilele municipiului, tot în acest format de acest an, care a avut loc și în acest an, cu aceste evenimente desfășurate la nivelul municipiului Moinești, fără acea serbare câmpenească pe stadionul municipal. De asemenea, în toamnă, celelalte evenimente, mountain bike-ul, raliu și, bineînțeles, 1 decembrie și Festivalul Tradițiilor. Dar să-l invit alături de mine pe domnul profesor pentru a ne vorbi despre evenimentul de astăzi și de aici încolo, ne-ai oprit microfonul? De aici încolo dumnealui va avea cuvântul. Mulțumesc! Bună seara tuturor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să fac o completare. În afară de mine, tot despre Eminescu, va vorbi un mare profesor al locului, domnul profesor Constantin Nilă, pe care îl voi ruga mai acuș să vină în partea dumneavoastră. Ceea ce voi
încercat să fac în această seară nu va fi o conferință propriu-zisă, ci o mini-mini conferință, dat fiind faptul că avem un timp limitat, dat fiind, iarăși, faptul că sunt multe activități în această seară, unul mai frumos decât celălalt ca fapt cultural. Reîntorcându-ne la prima parte a discuției noastre, despre Eminescu. Eminescu, om de presă, Eminescu, om politic, Eminescu, om dincolo de ceea ce îl cunoaștem toți cei aflați aici, adică de acel mare om de cultură, de marele poet, de marele prozator, de cel care a avut și încercări teatrale, ci vorbim de data aceasta de omul acela, să spunem, mai chinuit, mai hărțuit de viață. Toată viața sa, de altminteri, Eminescu a fost într-o continuă goană, într-o continuă căutare. Un om care a navigat între cele două orașe importante ale României, între Iași și București. Iași, în perioada aceea, mă refer la anii 60, 70 până 80, a avut marea șansă să fie locul în care s-a zămislit primul pol cultural al acestei țări. La Iași s-au pus bazele începuturilor culturale românești, la Iași au apărut primele ziare cu adevărat interesate de viața societății. La un asemenea ziar, tânărul Eminescu, întors cu atâtea idealuri, cu atâtea dorințe de a face lucruri cu totul deosebite pe plan cultural, cel care rămâne la un moment dat suspendat pentru că își pierduse misia pe care o avea în învățământ, cel care acceptă să fie ziarist la un ziar din Iași, Curierul de Iași, foaie pe care în deridere avea să o numească Foaia Vitelor de Pripas, Eminescu, care de atunci a înțeles că a fi gazetar înseamnă mult mai mult decât o chestiune de morală și de înțelegere profundă a unor lucruri. Eminescu venea de pe un, sol foarte puternic, foarte bine pregătit, era vorba de solul filozofic german. Oricând ai o pregătire nemțească sănătoasă, în primul rând Schopenhauer, dar și Immanuel Kant și alte elemente de cultură care veneau din cultura germanică, normal că se năștea acea contradicție între aparență și realitate. Contradicția dintre aparență și realitate trebuie să-l fi chinuit mult, pentru că această contradicție este de altminteri în termenii lui Bergson și o definiție posibilă a rizibilului, a comicului, a ceea ce este demn de a provoca râsul. Că una vrei să arăți și alta ești în realitate. Maierescu, pe altă linie mergând, avea să numească această chestiune teoria formelor fără fond. În țară la noi, dacă facem un racursi așa, un arc uriaș și plecăm din anii 1860-1870 și ne ducem până în 2019 sau 2020, uite, am și uitat că am trecut în 2020, vedem că de fapt această luptă între fond și formă nu prea s-a terminat. Ba uneori ea este ultra, ultra vizibilă. După episodul ieșean în care Eminescu a muncit la propriu, pentru el munca însemna o muncă nu doar intelectuală, însemna propriu zis și o muncă fizică, pentru că el făcea de toate la acel prăpădit ziar de Iași, a trebuit forțat de împrejurări, chemat de Slavici, care l-a chemat la o gazetă importantă din București, e vorba de organul Partidului Conservator, Timpul. Eminescu i-a răspuns cam în doi peri, când printr-o scrisoare l-a invitat, l-a invitat Slavici, care alături de Caragiale făceau parte din redacția acelui important ziar al Timpului. Și Eminescu spune, de venit aș veni lângă voi. Dacă îmi trimiți și niște bani de drum, poate vin. Dacă nu îmi trimiți, nu pot, pentru că am manuscrise, am niște cărți și am o avere mișcătoare compusă din roiuri întregi de ploșnițe. Trebuie să le iau și pe acelea cu mine. Dacă nu îmi trimis de astea, nu plec. Și a trimis Slavici 100 de franci. Eminescu a plecat către București și acolo între 1877-1883, 6 ani de viață, care au fost cei mai denși pentru toată creația eminesciană, 6 ani în care s-a plămădit marea poezie eminesciană și tot ce a creat el pe solul culturii române,
Și apropo, făcând o paranteză de cultura română, una dintre puținele idei bune care s-au luat în cei 30 de ani de libertate și democrație la noi, este instituirea acestei zile a culturii naționale. E o chestiune care nu ne dă nimic faptic, material, dar ne dă măcar noblețe, ne dă măcar demnitatea că suntem ceea ce suntem. Cum spunea Eminescu, suntem români și punctum. Atât, nici mai mult, nici mai puțin. Toate popoarele care se respectă au această efigie culturală legată de un mare autor, cum este Shakespeare pentru englezi, cum este Goethe pentru nemți, cum este Eminescu pentru români, Pușkin pentru ruși și tot așa. Lista poate continua. La acest ziar bucureștean, la Timpul, Eminescu a dezvoltat o rețea uriașă de muncă, mergând de la pritocirea acelor nenorocite telegrame Havas. Havas era strămoșul aceea ce mai târziu, cei mai în vârstă știți de aici, se cheamă agenția Reuters, una dintre marile agenții de știri din lume. În secolul XIX, la care ne raportăm, agenția respectivă se chema Havas, telegraful bătea la propriu, adică chiar bătea, el lua acele știri care erau din mapamont. Bine, că veneau cum ajungeau. Și le rafistola, le aranjea, le făcea să fie știri de presă. Ideea de știre de presă pe care noi o știm de la Cristoiu astăzi e veche, de la Eminescu. Și în general nimic nou sub soare de la Eminescu încoace. Făcea chestia aceasta până cădea epuizat spre dimineață, drept care a avut la un moment o exclamație. O exclamație care arată tot tragismul său existențial. Scriu la telegramele Havas, scrie emisar numele pe mormânt. Adică nu mai avea putere de a rezista. Despre ce scria Eminescu la marea gazetă a Partidului Conservator? Știți foarte bine că erau cele două partide ale timpului. Noi astăzi normal că știm de Partidul Liberal. Facem abstracție. Liberalii de azi nu sunt liberalii de atunci. Liberalilor de atunci li se spunea roșii. Deci Partidul Roșu sau Roșii, să știți că erau mult mai de stânga decât e PSD-ul astăzi, ca să facem o leagă de politică dacă nu avem ce face. Deci liberalii adevărați vin de undeva de pe eșechierul stâng al politicii. Trecem peste acest motiv pentru care conservatorii erau în luptă cu ei. Conservatorii erau reprezentanții vechii aristocrații, atât aceea latifundiară cât și aceea culturală, intelectuală. Maiorescu și Eminescu nu erau latifundiari, dar erau intelectuali mari și atunci se simțeau obligați din punct de vedere moral să fie pe aceeași parte a baricadei. Și lupta respectivă nu era chiar ușoară. La liberali și unul din directori de imagini, cum s-ar spune azi, trainer sau formator de opinie, cum se spune astăzi, îl chema Cea Rosetti. Cea Rosetti a fost un om de treabă în felul lui, numai că natura a fost foarte nedarnică în ceea ce îl privește și Eminescu l-a nemurit într-un vers celebru. Și deasupra tuturora oastea să-și o recunoască, își ridică pocitura, cred că era mai departe, bulbucații ochi de broască. Ăsta era Cea Rosetti, care scria-și poezii, în care una a făcut multă vogă în epocă pentru că era comică. El n-a vrut să o facă comică, dar poezia aceea a ieșit comică. A cui e vina se cheamă. În care fiecare strofă spunea de ce e greu pe pământ și refrenul era cam așa. A cui e vina? E Rozina, e femeia, adică și așa mai departe. Era mai mult un cuplet, era nevinovat și vai de capul lui, dar ăsta era Cea Rosetti. Deci despre ce scria Eminescu în articolele sale, care erau, de fapt, articole de fond toate, că erau analize, erau pline de mez. Scria în primul rând despre învățământ, că aici suntem mulți probabil legați de învățământ. Despre învățământ, și am să vorbesc cu 3 minute mai mult decât mi-am propus, dar n-am încotro. Despre învățământ, aș vrea să știți că ceea ce scria Eminescu, din păcate, nu doar că nu s-a schimbat nimic. Ba, mă tem că, ziceți Eminescu, acum citez din Eminescu, un confrate de-a nostru spune că școalele noastre sunt rele. Iată o temă repetată în ziare politice și literare. Cu toate acestea, puțini au aflat cauzele reale ale decadenței învățământului nostru public. De ce? Pentru că nu organizarea generală învățământ e greșită,
Ci v-ați gândit că mulți profesori se dedau la diferite ocupații incompatibile cu statutul lor profesoral pentru că sunt obligați să trăiască cu 300 de franci, ne referim la banii de atunci, da? La 300, cu 300 de franci pe lună după ce au muncit între 18 și 20 de ani, ani plini de informație, pentru ce, întreabă retoric Eminescu? Pentru ce când pentru a ajunge deputat îți ajung 4 clase primare? Așa era pe atunci, poate, și nici azi nu-i departe. De ce? Pentru că dacă nu-i ajung acele 4 clase, ce face domnul deputat sau domnul general sau domnul ajutant regal? Și aici chiar seamnă grozav. Își completează cele 4 clase primare cu o teșcherea în drept prin Italia. Era bine că prin Italia. La noi o completează la Chișinău sau în alte părți apropiate. Cauza decadenței școlilor românești, spune Eminescu, e dar declasarea generală care se răsfrânge asupra corpului nostru profesoral din cauza a ceea ce se răsfrânge la nivelul întregii țări. Deci o relație foarte implicită. Răul, spune în continuare Eminescu, trebuie scos din rădăcină. Fiecare director de regie, de bancă, de minister, de la drumul de fier, de la domenii, să-i să ceară probe din străinătate că deține un capital cât de cât intelectual. Dar că măsura pentru capitalul intelectual al caracudelor politice este 4 clase primare, ce să mai facem? Ăsta este Eminescu, acela care ne aduce aminte că nimic, nici atunci, nici acum. Despre ce mai scria Eminescu? Scria despre țărănime, despre care spunea că este singura clasă socială din spațiul românesc care are în ea sediment pozitiv și din care se poate obține ceva. Nu întâmplător, și ideea lui Eminescu avea să o dezvolte mult mai sistematic Călinescu într-o tabletă de-a sa celebră, există zone uriașe din țara aceasta, cum ar fi nordul țării, înspre Botoșani, cum este zona de la Fălticeni, cum este zona dintre Vaslui și Bârlad, cum este zona de la Moinești către Bacău, zona dinspre Tecuci, zone în care dacă cei de mai pe vremuri, nu știu dacă azi mai există, nu cred că n-am mai văzut, eu merg fac des inspecții școlare, dar parcă n-am mai văzut. Pe vremuri, în cabinete de literatură, exista o hartă literară. Și dacă vă uitați pe acele, vă uitați cele care v-ați putut, cei care v-ați putut uita, vedeți că acolo sunt aglomerări foarte mari, o mulțime de stegulețe sau ce puneam noi acolo și se vedea cât de mult s-au născut în zona respectivă. Și Călinescu, ca și Eminescu, spuneau că majoritatea, cei mai mulți, sunt de extracție rurală. Atât de important este acest aspect încât în Iași, cel mai important considerat azi colegiul național, care e pe toate clasamentele, se cheamă astăzi Colegiul Național Costache Negruții, cu rezultate fantastice la învățătură. Acest colegiu național a fost denumit multă vreme Liceul Internat. La Liceul Internat erau strânși copii necăjiți de la țară, din Maramureș până în sudul Moldovei. Și toți veneau și învățau cu burse regale ca să ajungă cineva în această țară. Despre ce mai scria Eminescu? Și acum și că promit că termin. Desigur că scria, pentru că era și, în afară de analiză obiectivă, era și ziarist înregimentat. El făcea parte din cei care promovau ideea conservatorilor. Și atunci normal că scria foarte mult împotriva liberalilor, roșii de atunci. Despre ce mai scria? Mai scria despre nevoia de modernizare a României. Oare noi de 30 de ani nu numai despre asta vorbim? Despre nevoia de a ne alinia la Europa, de a face instituții ca în Europa, de a arăta nivelul nostru ca în Europa, de a avea justiție ca în Europa și tot așa și tot așa. Toate acestea le-a punctat atunci foarte bine tânărul gazetar Eminescu. Mulțumesc! Despre ce mai scria Eminescu și a fost foarte acuzat că a fost xenofob. Nu știu dacă era xenofob, așa și Caragiale ar trebui luat tot în calitate de xenofob. Scria foarte mult, chiar așa se chemau niște articole de ale sale, contra
El le spunea și citesc, ca să nu mă acuze cineva, că acum suntem într-o regulă în care dacă spui ceva considerat necorect, intri într-o incompatibilitate de corectitudine politică. El le spunea simplu, jidani. Deci el vorbea despre jidani, despre greci, acei grecotei cu ceafa bulgăroi, de fapt erau acolo bulgăroi cu ceafa groadă, nici grecotei nu erau mai deasupra. Despre, din ce cauză scria el contra lor? El, ca și Caragiale, vedeau că tânăra societate de afaceri din spațiul românesc era cotropită de acei din afară. Caragiale săracul, așa cum putea să se plângă acel personaj din o scrisoare pierdută, de care lumea râde de el, acel personaj pe care îl cheamă Cațavencu, spune niște lucruri tulburătoare de fapt, deși el este de râs, zicem noi. Că el spune că toți faliții care sunt, nici unul nu-i român, păi niciun român n-avea cum să fie falit, că niciun român nu era cu negustor. Negustorii erau de origine grecească, erau de origine izraelită, erau Dumnezeu știi ce mai erau ei. Dar astăzi majoritatea locurilor în care muncesc cei tineri și mai puțin tineri, în afară de sistemul bugetar, sunt tot din exterior. Dacă Eminescu ar scrie azi, nu știu dacă i s-ar mai da voie să mai scrie. Ca să ajung către un capăt, pentru că am putea vorbi foarte mult. Activitatea de gazetar și implicit de om politic, a celui care a fost cu siguranță, cum i-a spus Noica, Constantin Noica, omul de plin al culturii române, e dublată sau e completată în mod judicios, în mod necesar de această componentă care ține de miile de articole de ordin social, economic, în toate domeniile s-a pronunțat. Avea o cultură atât de diversificată încât făcea analize nu doar la ceea ce ne-am aștepta noi, că se vorbească despre literatură, că era scriitor. Nu! El vorbea despre ceea ce înseamnă plus produs, despre profit, despre contradicțiile societății economice, despre divergențe sociale și despre o mulțime de alte chestiuni pentru care noi astăzi avem analiști calificați. Ei s-au calificat foarte bine, foarte mulți dintre ei sunt ingineri reciclați peste noapte. Țara aceasta, care cam o treime din intelectualii ei, eu estimez foarte mult pe ingineri. Dar știți pe care ingineri? Pe acei care fac inginerie. Inginerii sunt niște oameni jos pălăria, dacă sunt la locul lor. Dar când inginerii sunt în sistemul educației, în Ministerul Educației, 40% din funcționarii de acolo sunt la origine ingineri. Și atunci cum Dumnezeu să-i ordoneze ei pe profesori? Cum îi taie capul? Au inventat toate tabelele posibile pe care profesorii le completează lună de lună și an de an. Unde mai sunt inginerii? Unde vreți? 3/4 din Uniunea Scriitorilor e plină de ingineri. Unde mai sunt ingineri? În politică, ohoho, și cei care n-au mai încăput în politică sunt analiști politici. Dar chestiunea respectivă... Chestiunea respectivă, repet, pornește de la Eminescu și am putea spune, dacă îmi dați voie și cu asta chiar închei prima parte a prezentării mele, putem să-l parafrazăm cu mare necesitate pe Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, atunci când a prefățat prima apariție propriu-zisă de volum a celui care nu mai era deja ca să-și vadă volumul respectiv, Maiorescu a spus o frază de importanță capitală pentru cultura română. Pe cât se poate omenește prevedea, literatura română de la începutul secolului 20 și nu numai și după aceea va sta sau va rămâne sau va fi sub semnul lui Mihai Eminescu. Ceea ce a spus Maiorescu s-a adeverit cu asupra de măsură. Că au fost atâtea încercări, unele inepte de-a dreptul, cei mai în vârstă puțin, vă amintiți de anii 90, aș putea să dau niște nume, dar tu vorba lui Eminescu, parcă ți-i greață să le pronunți. Numele acelea au încercat să-l scoată pe Eminescu și în afară de Eminescu, încă vreo 10 nume mari de cărturari și scriitori ai acestei țări, din motive variate, unul mai prost decât altul. Dar la Eminescu au trecut orice măsură. Pentru că Eminescu au încercat să scoată cadavrul
al literaturii române, Mortul din Debara, cel care nu mai convine, nu mai este înțeles de noua generație, care vedeți bine că aceste noi generații s-au născut gata culte. Și dacă s-au născut gata culte, le miroase, ca să nu spună alminteri, să mai citească din Eminescu, care e vechi și vetus, ca să fac o tautologie, adică din secolul XIX. Secolul XIX a fost cel mai important secol al culturii umanității. În secolul XIX s-au întâmplat cele mai frumoase lucruri și în care toate se trag astăzi, într-o oșiruire rapidă. În primul rând, atunci s-a făcut presa liberă, pentru că acum vom vorbi despre un mare ziarist al zilelor noastre. Atunci s-a făcut modernizarea veții sociale și culturale. Erau apărute de mult, dar s-au întemeiat ca locuri publice de mare importanță în viața unui oraș. E vorba de teatru, de operă, de filarmonică, de grădina publică, de sărbătorile comunității, pentru că tot ne prezenta atât de frumos domnul primar ceea ce se întâmplă la Moinești. Atunci au fost marile invenții care ne-au schimbat viața radical. Că ele au fost perfecționate și dintr-o invenție a lui Edison sau lui nu știu cui, au ieșit azi o mulțime de alte, dar începutul contează. Și vă le spun la întâmplare, din cele foarte multe, eu am spicuit doar câteva foarte puține. Electricitate, puterea aburului, tren, mașină, telefon, avion, bicicletă, mașină de cusut, fotografie, revolver, stetoscop, stilou, făcut din român, desigur, submarinul, telegraf, mașina de scris, neurile de la mașini, aspiratorul, fonograful, cinematograful, tramvaiul electric, tunul automat, lentilele de contact, telecomanda și pentru cei foarte tineri, pixul, blugii și înghețata. Tot atunci au fost inventate. Vă mulțumesc pentru această primă parte. Ca să facem un arc peste timp și după aceea îl voi ruga pe domnul profesor Constantin Nilă să vă vorbească, să facem un arc peste timp tot la nivel de gazetărie. Se află aici lângă noi și de fapt dumnealui îi aparține, în afară de domnului primar, îi aparține ideea care ne-a reunit pe toți aici, cel care se numește Petru Frăsilă. Petru Frăsilă este un nume care, în afară de cei care nu citesc ziare sau care nu urmăresc chestiuni de televiziune, pentru aceea s-ar putea să fie poate mai puțin cunoscut. Dar pentru cei care suntem prinși în trăirea evului în care suntem, ca să-l parafrasăm pe Labiș, Petru Frăsilă, începând cu anii 90, a derulat o aventură existențială și culturală fantastică și fulminantă. Primele posturi de televiziune de la Iași, apoi de la Piatra Neamț, apoi la Chișinău, sau în fine cu invers, cred că, sunt gândite de Petru Frăsilă. Derularea unor emisiuni mamut, care se făceau cu mijloace rudimentare pe vremea aceea. Betul cameraman era un fel de salahor. Trebuia să care după el de... Nu se vedea bine câte avea de cărat. Dacă ar fi să-l numim în câteva cuvinte generice pe Petru Frăsilă, că este începător, nici nu încape discuție, începător în sensul de cercetaș, nu de începător în sensul că are de învățat, ci începător în sensul de cel care a pus niște începuturi alături de ceea ce s-a numit SOTI, care era o rețea de televiziune în sudul țării, în partea noastră de aici, aceea a fost Petru Frăsilă, același lucru. A doilea termen de caracterizare, unul, dacă nu chiar ultimul, mohican care mai există, pentru că el este un mohican. Ar putea să-i spunem foarte ușor și un Don Quixote, cu care aduce pe aici, pe acolo, în afară de alura fizică. Don Quixote era cam așa. Deci este unul dintre ultimii mohicani prin ceea ce face, prin faptul că se bate de multe ori cu morile de vânt. De aici, a treilea element de caracterizare. Este cel care și-a tras supra numele, renume deja, aceea de ziarist interzis, de ziarist care s-a luptat nu doar pentru libertatea sa, ci pentru libertatea presei în general, într-un proces celebru cu adevărat, s-au scris niște cărți pe această temă, care a fost legată de contradicțiile iscate de un anume baron din zona Piatra Neamț și de ceea ce însemna tânăra televiziune liberă, care încerca să fie liberă.
Petru Frățelă, care este și membru al Uniunii Scriitorilor și care a scris un număr important de cărți, a venit aici la dumneavoastră pentru a-și prezenta cea mai recentă, dacă nu mă înșel, apariție editorială. Prefer întotdeauna să spun cea mai recentă, pentru că dacă spui, așa cum spun mulți, ultima sa carte, mi se pare o greșeală. Ultima carte e Funest, ca precizare, și nu. Deci este cartea cea mai recentă pe care a publicat-o Petru Frăsilă, Presa, Vremurile și Politica. În această carte sunt aduse pe suport de hârtie ce s-a întâmplat și pe celuloid și pe ideea de televiziune. Adică sunt niște interviuri foarte pertinente cu niște nume importante care vin din zone diferite. Unii sunt legați de televiziune propriu-zis, alții sunt legați de afaceri, alții sunt legați de comunitate, de viața comunității, unii sunt profesori mari. Toți aceștia sunt intervievați de Petru Frăsilă și care reușește să demonstreze prin felul în care a gândit aceste interviuri iarăși câteva lucruri care pot alcătui un portret de ziarist al zilelor noastre, un ziarist care arată că într-adevăr presa este nu doar o anumită putere în stat, ci ar trebui să fie chiar prima putere în stat, pentru că este arbitru, este judecător, este aceea care ne normează nouă viața corectă. Deci ce puteți găsi cei care v-ați lua cartea? V-ați lua cartea, se află din câte știu eu la recepție, la intrare. În primul rând, o știință de a căuta oamenii pe care să-i intervievezi. E ușor să faci un interviu, dar cu cine? Deci prima știință este să știi pe cine găsești. Apoi, știința de a pune întrebări. E foarte ușor să spunem, da, de ce? Pentru ce? Astea fac parte, cum bine știți, din întrebările de început ale vârstei noastre. Dar aici e vorba de alte întrebări. Ce mai face Petru Frăsilă? Știe să facă dialogul viu, să-l păstreze până în final, ca să se nască ce? O poveste, un text narrativ. Și acum închei spunându-vă cine sunt cei intervievați, pentru că fiecare în parte merită numit și ascultat ca nume. Noni Mazilescu, Răzvan Popescu, cei care știți ce înseamnă CNA-ul, știți cine este, Daniel Condurache, nu mai spun despre fiecare în parte, că trece prea mult timp, profesorul universitar Eugen Târcoveanu de la Iași, Ioana Avădane, Mircea Toma, Ioan Holban, Laurențiu Șoitu, Traian Dobre, George Chiriță, Mihai Dorin, Renate Weber, Adi Cristi, Gelu Margine, Dan Popoi, moineștean și belgian și ce-o mai fi dumnealui și mulțumim că și datorită lui ne aflăm aici, Ion Eftimie. Aceasta este cartea. Aici este ziaristul. Maestre, vei spui două vorbe? Te rog. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumim că sunteți aici. Vă deranjăm de vreo câțiva ani, aproape zilnic, câte o oră, de la 5, cu ceaiul de la ora 5, cum intitulăm noi o emisiune cunoscută deja în zona Moldovei. Am să vorbesc foarte puțin pentru că domnul profesor a fost darnic cu cuvintele. Pot să vă spun doar atât, că am scris 8 cărți, cea de-a 8-a e cea pe care o vă arăt și eu. Am încercat în această carte să vorbesc despre cei 30 de ani de presă liberă, pentru că așa cum spunea membru Consiliului Național al Audiovizualului Răzvan Popescu, eram atât de nevorbiți până în 90, încât deodată toți ne-am apucat să facem presă. Dacă vă aduceți aminte, apăreau publicații de tot felul, unele cu poze deșuchiate, televiziuni nu mai vorbim, până în 93 au apărut unele fără licență, pentru că nu exista legea audiovizualului. Despre aceste lucruri am vorbit și am încercat să le pun în pagină în această carte. Mai ales m-am oprit la o situație limită pe care am avut onoarea în cei 30 de ani să o trăiesc, ca să spun așa. Primii 2 ani am fost redactor la televiziunea din Chișinău, la televiziunea publică. Am venit la Iași în 91 pe un proiect, Soti Iași, pe care noi l-am numit Teleiem și care s-a transformat acum, existând practic și celălalt Teleiem, ne-am transformat într-o televiziune regională, Tele Moldova Plus, pentru că
probabil de săptămâna cealaltă ne vom vedea și în Republica Moldova, pe toate rețelele de cablu, plus pentru că ne vedem și la Ialomița, Călăraș, Constanța, Tulcea, plus pentru faptul că suntem liberi, eu având și calitatea de administrator, mă rog, ca să glumim un pic, patron, nu mă refer la cel de panou electric, avem aici pe domnul specialist, domnul primar de Slănic Moldova, domnul Baciu. Apropo de patron, trebuie să spun doar câteva lucruri. Doamna mea, când am terminat această carte, bineînțeles că am încercat să obțin așa un punct de vedere, mi-a spus că am fost prea academic, am vorbit despre toate, dar n-am vorbit despre ceea ce fac eu zilnic. Adică o geantă, acum am două, cu facturi, chitanțe, contracte, două agende, una în care îmi notez ce am să fac mâine, una care ce am mai făcut anul trecut ca să pot să le mai compar și mai ales documente, unele dintre ele juridice, pentru că într-un minut am să, două, am să vă spun ce-i această poveste juridică. Am început să scriu în 2000-2001 această carte pe care am numit-o Libertatea de a fi ziarist interzis. S-a întâmplat acest lucru pentru că în 2000 o guvernare un pic cam apăsată, era roșie, dar nu roșie liberală, era una modernă. Unii oameni de la Piatra Neamț și au înțeles, apăsat că trebuie să facă ordine cu presa care vorbea prea mult și atunci aveam 67 de angajați cu radio, televiziune și ziar, ziarul Telegraful, un radio în plus care funcționează și acum și care a intrat într-un conflict direct cu interesele unui om important al comunității, deputat, mă rog, un om care, deranjat fiind de o știre, una foarte dificilă, nu intru în detalii, le mai găsim și prin cărți, a pornit un atac furibund asupra trustului de presă TLM de la Piatra Neamț. Și am scris această carte, a fost foarte greu, au fost 26 de procese, pentru că la un moment dat am rămas fără televiziune, au încercat să ne pună la punct așa cum se poate face și acum, și poate în unele locuri mai continuă, cu fiscul, care vine și vede ce datorii ai, apoi vede ce contracte ai și dacă un om politic strategic într-o comunitate mică știe pe ce buton să apese, nu mai dă nimeni reclamă la televiziunea respectivă, fiscul vine și vede câte datorii ai, mai eventual trimite și garda financiară, pe atunci erau cu pistoale la brâu, țineau cumva de fisc, au venit într-un control cu 4 oameni înarmați să vadă, inclusiv acasă, mi-au speriat familia, să vadă dacă nu avem nu știu câte alte afaceri și cine știe ce facturi false, că mai umblau unii prin autobuze sau prin tren sau pe la piața din București. A fost atât de agresivă forma de atac și asta pentru că știrea respectivă a pus în mare dificultate o afacere a respectivului domn baron local. S-a închis un hotel, eram Pro TV Piatra Neamț, mă rog, o poveste, nu am de gând să o spun, că ar dura prea mult. O să o vedeți, în schimb, în piesa de teatru pe care o prezintă colegii mei, eu fiind singurul ziarist, care după acel război de vreo 10 ani aproape, 12 chiar, la Piatra Neamț, finalizat cu un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am scris această carte în 2012, pe 10 mai, o zi importantă, am obținut prima decizie a unui ziarist din România care a învins statul român. Dar dați-mi voie să pun că statul român e altceva decât ceea ce mi s-a întâmplat mie. Pentru că nu s-au aplicat hotărâri judecătorești, pentru că am câștigat 23 de spese din 25, nu s-a întâmplat nimic, am rămas pe drum, am fost șomer vreo 3 ani, n-am avut salari, n-am avut salariați, toți la Piatra Neamț și mai am prieteni pe aici, îmi spuneau de cezatul. Această reușită la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a însemnat, practic, o lecție de viață pentru jurnaliști, poate un punct de vedere important pentru colegii care și Chit TV, din câte știu, și exclusiv transmit acum în direct. Noi vom transmite pe Tele Moldova și la Piatra Neamț 1 TV. Văd aici o televiziune literară. Această carte, acest proces, a venit cu o jurisprudență prin care s-a spus că statul român este obligat să protejeze presa locală împotriva presiunii baronilor locali. Deci, colegilor de presă, dacă simțiți asemenea apăsare, faceți doar trimitere la cadrul Frăsilă
Și Ciocârlan era colega mea de la știri contra România și veți câștiga procesul probabil în primele două întâlniri la instanță. Deci am devenit mai romantic apoi, doar pe scurt, invitația la un ceai, sunt mai multe interviuri, povești, nu de a dormi copiii, scrisă mai târziu, am devenit membru al unui scriitorilor acum 5 ani, aici galeria cu oglinzi, portrete pentru fiul meu, care e student acum la drept, apoi Viața pe tabla de șah. Aceasta este o carte pe care am scris-o când, după cei 10 ani, am reușit, pun ghilimele de rigoare, să fiu și pacient la neurochirurgie la Iași cu un atac cerebral vascular. Nu știu cum de-am ieșit. Cine a avut vreodată semne știe că nu mai ții echilibru, se învârte totul, ți-e frică, panică. Lucrul acesta a ținut vreun an, mi-am revenit încet, încet. Dovadă că cel de sus mai are ceva misiuni pentru mine. Acum suntem vii, așa spun eu și domnul Holban spune în prefața cărții. Închei spunându-vă doar atât. Presiunile unui om cu puțină carte, nu zic aici de patru clase, că domnul respectiv avea probabil liceu și după aceea a mai făcut ceva școli pe la Bacău, pe la o universitate privată. Domnul respectiv a încercat atunci, baron local fiind, pe care colegii mei de la teatru, pentru că, iată, sunt singurul care, în viață fiind, s-a făcut și o piesă de teatru după viața lui de ziarist. Și o să vedeți că atunci când eram șomer, am făcut cablul la țară, umblam pe la cetățeni, împreună cu socrul meu, care îi mulțumesc, domnul Nechita, noi îi spune bunicul, care, împreună cu fata de la știri, și-am mai găsit noi niște lucrători prin sat pe acolo, fără slujbă, găseam clienți, făceam contracte, oamenii voiau să ne plătească cu ouă, cu găini, cine mai face cablu știe asta. Oricum, a fost o aventură pe care am subliniat-o și în această carte. Pot să spun doar atât că amenințările au fost atât de mari, încât la un moment dat a trimis mesaj că taie degetul copilului și îl pune într-un plic și dacă nu mă liniștesc, cu $2000 rezolvă problema definitiv. M-am constatat mai târziu că chiar putea, era prieten cu niște personalități, Măraru, Rodideal, nu mai dau exemple, oameni grei în lumea interlopă din Iași și din zona Neamțului, au fost și împușcături pe la Neamț, dacă știți, deci erau capabili să facă ce au zis că fac. Ei, acum fiind viu, nu mai am dușmani, nu pot să spun că am uitat, am iertat tot ce s-a întâmplat, pentru că dacă în fiecare zi aș vorbi despre ei, probabil ar trebui să se mute unul dintre ei oriunde în altă parte, numai în România nu. Colegii mei de la teatru, o să vedeți, au povestit cum că acel baron ar putea să fie și el în dificultate, să nu mai fie în partid că a fost dat afară, să nu mai aibă job, să devină un om simplu, el nu e chiar simplu că e cumva bogat prin Germania, pentru că tot satul român l-a ajutat să devină ceva pe la ambasada României din Germania, făcându-l mai întâi subprefect și asta după ce s-au știut toate aceste probleme. Închei spunându-vă doar atât. Gazetari, prieteni, nu vă pierdeți speranța și indiferent de riscuri, eu cred că meseria de ziarist, și mulțumesc domnului profesor pentru cuvintele frumoase, e una atât de nobilă încât dacă crezi în ceea ce spui, crezi în principii, crezi în valori, atunci poți să convingi pe cei din comunitatea ta că ești viu, că ești util, lucru pe care eu îl simt și în relația cu prietenii primari. Și eu spun prieteni, ceea ce mulți evită, că primarii știu ce oameni importanti sunt. Prietenii primari și de la Dărmănești, și de la Sănic Moldova, și de la Moinești, și mulțumesc domnului Vieru și domnului Viorel Ilie. Am găsit prieteni cu care poți comunica, poți promova tot principii, tot valori, tot idei, tot construcții care să ne facă mai buni într-o societate nu neapărat bolnavă, cât în tranziție, în care nu se mai înțelege nimeni cu nimeni. Și copilul nostru și aici și doamna mea, care îi mulțumesc pentru că e alături de mine, e psiholog și probabil mă suportă. Și eu zic să și vedeți, pentru că am avut noroc să fim și o familie frumoasă și dacă sunt încă viu, mă opresc ca să rămân așa și în conștiința dumneavoastră și în ecran, unde vă rog să vă mai uitați din când în când la emisiunile noastre. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc, domnule primar. Am o singură rugăminte. Am aici un cetățean, domnul Popoi, veniți o frază. Este singurul om pe care eu l-am întâlnit atipic.
televiziunile noastre vorbesc discuții. Noi vedem răul din țară, încât copiii noștri au început să plece în oriunde în lume. Domnul Dan, care e și un prieten al nostru, zice, stai să vezi cum e în Belgia. Și o frază măcar, și vă mulțumesc pentru interviul de aici, din cartea asta. Da, bună ziua, bună seara, măneșteni, la telespectatori. Da, aș putea să zic, după 30 de ani de locuit în Belgia, pot să compar, cum să zic eu, presa din Belgia și cea din România, și diferența ar fi, să zicem, sunt pozitive și negative și aici și acolo, dar afară nu se prezintă atât negativ decât se prezintă la noi. Și să știți că efectul ăsta, care mai e de lucru, să știți, la presa din România, duce ca la, încât oamenii pleacă din țară. Noi dacă dăm tot timpul rău din țară, bine de afară, rău din țară, bine de afară, la un moment dat oamenii încep să creadă că raiul e afară. Afară nu se dă, din contra. Deci există, cum să zic eu, presa liberă, dar ca și în societate, avem semne de circulație, limite, viteze, adică ar trebui găsită de instituțiile care conduc România, cum să zic eu, să mulțumească oamenii, că să știți că viața nu-i numai mâncare, viața nu-i numai, țara e mai mult decât toate, să știți. Deci, nu înseamnă fericire, nu înseamnă clădiri mai mari, apartamente mai mari, cum să zic eu. Și adică eu am constatat asta pe pielea mea, adică mă lupt și acum să mă întorc în țară, dar nu-i ușor, cum să zic eu. Și adică dacă presa ar lucra un pic și cei care conduc țara și să gândească să dea mai mult pozitiv din țară și mai mult negativ din afară, ar fi cel puțin 30% din populație ar sta în țară. Așa, foarte mulți oameni care duc bine în țară, i-au zis că ar vrea să plece. Nici ei nu știu de ce. Nu știu ce așteaptă, să știți. Că când venim în țară, toți mai facem un efort, un împrumut, ceva, și ne întoarcem în țară să arătăm că o ducem bine. Dar nu totdeauna reflectă realitatea. Și adică, ca și concluzie, asta ar fi ceva care ar ajuta românii, de fapt. Și vedeți că problema e gravă în România. Vă mulțumesc și vă rog să citiți cartea să vedeți și. În continuare, îl voi ruga pe domnul profesor Constantin Nilă să vorbească despre Eminescu vizionar, da? Vizionar, da. Iată, m-a pus în situația să vă pun răbdarea la grea încercare, pentru că timpul trece așa repede și ne-a venit rândul, trebuie să scurtăm la maxim. Am să încerc să fiu scurt față de ceea ce mi-am propus să vă vorbesc. Eminescu în două ipostaze de poet vizionar. În primul rând, Eminescu e vizionar, așa cum știm cu toții, în sensul comun al cuvântului. În sensul și de astăzi chiar, adică cel care prevede, cel care anticipează, cel care vede departe în viitor. În 1870, la numai 20 de ani, Eminescu a scris două poezii, Epigonii și Veneră și Madonna. Aceste două poezii l-au făcut pe Maiorescu să exclame, vorbesc din același citat pe care l-a dat domnul profesor, Maiorescu a spus și aceste cuvinte, avem un poet în toată puterea cuvântului și Maiorescu nu s-a înșelat. Pentru că, să revin la Epigonii, acolo să știți, știți și dumneavoastră, poetul face portretele înaintașilor pe care îi slăvește pentru înfrumusețarea, îmbogățirea limbii române și așa mai departe. Când ajunge la Andrei Mureșanu, însă trebuie să fim atenți. Portretul Mureșanului se încheie cu acest vers. Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet. Ia să ne gândim puțin. Avea 20 de ani, Eminescu, când a anticipat 120 de ani. Pentru că în 1990 ne-am trezit cântând cu toții pe străzi, ce? Poezia Mureșanului, Deșteaptă-te române. Iată ce intuiție extraordinară a avut poetul nostru la numai 20 de ani. Ca să scurtez, voi arăta cealaltă fațetă a vizionarismului eminescian. Eminescu a fost vizionar și în sensul medieval al cuvântului. În evul mediu, poeții mari medievali nu anticipau. Ei pur și simplu vedeau, aveau viziuni.
Exemplul cel mai strălucit îl reprezintă Dante, știți cu toții. Dante a văzut infernul, a văzut purgatoriu, a văzut, bine, că l-a auzit de Duhul lui Vergiliu. Păstrând proporțiile și schimbând ce e de schimbat, și Eminescu a văzut lumi născându-se și lumi prăbușindu-se. Într-o manieră, aș zice eu, cu totul și cu totul remarcabilă, pentru că aici folosește versul ca să ne dea niște imagini cu ajutorul cărora vedem ceea ce nu se vede. Poetul transformă nevăzutul în văzut. Iată să exemplificăm. Cum începe lumea? La început, când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, cenune, fu noian întins de apă. N-a fost lume percepută și nici minte să priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără rază, dar nici de văzut nu fuse și nici oi care să vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel dintâi și singur, iată-l, cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca baba spumii, e stăpânul, fără margini, peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fășii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii. Iată ce avem aici, o geneză, o facere, așa a văzut poetul un început de lume. Nu are importanță aici dacă teorie, vreo teorie filozofică sau ceva științific, nu. Pe noi ne interesează poezia, adică imaginea, ceea ce a reușit poetul este cu totul și cu totul fabulos. Prin versuri care sunt redate ca niște secvențe cinematografice, poetul ne arată ce? Nevăzutul. Nevăzutul, el îl vede și ne face și pe noi să-l vedem. Este, aici nu mai e vorba de talent, e vorba de geniu. Credeți-mă că măsor cuvintele. E genial aici. Dar iată și cealaltă viziune a poetului, escatologică de data aceasta, o apocalipsă. Soarele ce azi mândru, el îl vede trist și roșu, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși. Cum planeții, toți în gheață și s-a zvârl rebeli în spaț, ei din frânele luminii și ai soarelui scăpați. Iar catapeteazma lumii, în adânc sau în negrit, ca și frunzele de toamnă, toate stelele au pierit. Timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, căci nimic nu se întâmplă pe întinderea pustie. Iar în noaptea neființei totul cade, totul tace, căci în sine împăcată reîncepe eterna pace. În ambele situații, poetul ne oferă niște imagini tulburătoare, pentru că a avut această capacitate, repet, să ne facă să vedem ceea ce era de nevăzut. Și asta, am mai spus-o, nu e puțin lucru, ci e de-a dreptul genial. Vreau să mai vă zic și alte lucruri, dar vă mai rețin un minut sau două. Poate că subjugați de frumusețea versului eminescian, dar și de profunzimea lui și de cele spuse aici mai înainte, ar fi poate potrivit ca în noaptea aceasta să adormim cu toții legănați de unduirea versului eminescian și să auzim cum apele plâng clari zvorând din fântâni, să vedem cum pe cer luna trece așa sfântă și clară, ba vedea vom și un cuibar rotind de ape peste care luna zace. Și adormiți de armonia acordului bătut de gânduri, poate că flori de tăi deasupra noastră o să cadă rând rând. Iar dimineață când trezine vom, poate vom fi mai altfel, mai buni, mai frumoși, mai bogați. Vă mulțumesc! După cum vi s-a promis, în continuare urmează un moment folk de excepție, susținut de un mare
cântăresc nu doar de la Iași, Valentin Alexiu, zis și Pavarotti de Iași sau de Moldova. La mulți ani, moldoveni. Înainte de a începe acest recital eminescean, vreau să aduc mulțumiri și mii de mulțumiri acestor doi monștri sacri, domnul Constantin Dram, profesor universitar, doctor. Aplauze pentru domnul. Și marele nostru Petru Frăstilă. Cu plăcăciuni de ligare. Și vreau să ne ridicăm cu toții în picioare în moment de reculegere pentru marele poet Mihai Eminescu.
pescui peste tot. Se știe ce un am
suntem un neam și o țară, așa spunea și Mihai Eminescu. Și în memoria marelui poet Mihai Eminescu și în memoria tot marelui poet de peste Prut, care îl idoliza pe Mihai Eminescu, Grigore Vieru, scrisoare din Basarabia. Mi-e dor de voi, mi-e dor
Eminescu. După câte mi-aduc la aminte, Eminescu a scris la Bolta Recece, nu? Să-mi cânti, copzar, bătrân, ceva. Ei, de la marele poet, pentru dumneavoastră, să-mi cânti, copzar, bătrân, ceva, pentru inimile dumneavoastră. Să-l aplaudăm pe marele poet. Pentru că și el a fost om, a băut o cană cu vin, s-a distrat și el, a râs cu creangă și spunea așa, când venea copzarul la urechea lui, mare poet și mare scriitor și tot ce vreți dumneavoastră, geniu de om. Dacă vreți, cântați cu mine, eu șmecherie vă. Când aude și el, cel mai bine. Să-mi cânti, copzar, bătrân, ceva, să-mi cânti ce știi mai tare. Că-și vin țărâna și barțoina mai tare. Așa, așa, de mine, ca și cum sunteți pe scenă. Că-și vin țărâna și barțoina și haina de pe mine. Să-mi cânti copzar din copza ta, să-mi cânti și din chitară, că doar s-o isprăvi cândva o viață mai tare de amară, că doar s-o isprăvi cândva o viață și frumos de amară. Să-mi cânti copzar din copza ta, povestea de iubire, ce m-a făcut ca să trăiesc de-atâta fericire. Ați uitat? Ce m-a făcut, dar vă reveniți la asta, de-atâta fericire. Lăsați-mă lângă de mai tare, frate! Că sunt copil al nimănui și n-am nici bani. Așa, mai tare, dar și partea asta s-a văzut. Că sunt copil al nimănui și n-am nici bani. Bravo, frate! Adică aveți vile și casă. Lăsați-mă în fund să stau în crâșma întunecată, așa, să beau, să gând și apoi să pun, căci am iubit odată. Să beau, să gând și apoi să pun, căci am iubit o fată. Ați vrea voi, nu? Și acum, Eminescu, când era o leacă mai vesel și el, ca și omul cu aște. Pe lângă gropii fără adesea am trecut, mă cunoșteau vecini. Mai tare! Tu nu ai cunoscut. Dați-vă drumul! La geamul ce strângea prin atât de vesel, o lume dragă se îngea, tu nu mai înțelegi. La geamul tău ce strângea prin atât de vesel, o lume dragă se îngea, să ne vorbim.
suntem o oară să fi fost al... O oară să ne iubim cu toți, să asculte glasul lui oră și să dăm domn din ochiul tău senin o rază din adins. De ce nu vii?
de ce nu târzie, Doamnă? Mai tare, ce scurtul fun și la norile sunt pustii, de ce nu vii, de ce nu vii? Hai, Eminescu! Vă mulțumesc pentru vă urez un an bun, cu multă sănătate, cu mult suflet. Și să vă dați mulțumesc. Bine, aplaudiți dumneavoastră, va fi în finala... La România au talent. La România au talent. Deja ajuns în semifinale. Da, am ajuns în semifinale. Am participat la România au talent și o să mă vedeți la ProTV în luna februarie cu o piesă cântată de Freddie Mercury, bineînțeles, regătată. Eu cânt piesa lui. Și atunci... Te păți zice că nu iau prin față. Să vedem cu așa. Da. Să vedem cu așa. Să vedem dacă... Să vedem un fragment frumos pentru toată omenirea asta frumoasă de aici, care sunteți extraordinari. Domnului primar Valentin Vieru, mulțumesc domnului ministru care este aici, Viorel Ilie. Mulțumim dumneavoastră că existați și că priviți programele Telemoldova. Ce se întâmplă în minutele următoare este cireașa de pe tort. E a doua prezentare a unei piese de teatru unice. Au prezentat-o acum aproape o lună la Teatrul Național din Iași, cu un public absolut formidabil, cu 10 televiziuni. Este vorba de o piesă pe care
Valentin, colegul, colegii mei de la colegi spun așa de spectacol astăzi, Vali Bolat de la Teatru Bacovia, Teatru Municipal Bacovia, prietena domniei sale de la Bacovia, și Ștefan Hagimă, regizor în această piesă, scenariu făcând Vali Bolat, au, iar Ștefan, care urez la mulți ani, ne-a împlinit ieri o anumită vârstă, are o carieră impresionantă la Teatrul Național din București și domnia sa este ziarist și regizorul acestui teatru scurt, care o să vă impresioneze foarte tare și care va fi, dacă vreți, o picătură de cerneală în ceea ce înseamnă importanța presei și în acest an electoral și în anii care au trecut și în anii care vor veni. Eu sunt onorat că o parte din lucrurile, dacă nu mai multe, sunt cumva luate din viața lui Petru Frăsilă și sunt onorat că ei, cu fantezia lor, cu valoarea lor artistică, au putut să facă un teatru scurt de așa valoare, despre care se va vorbi foarte mult în perspectivă. Să urmărim și să mulțumim încă o dată pentru faptul că existați aici și primăriei și dumneavoastră. Dragii mei, astăzi o să fiți publicul figurații. La sfârșit o să primiți câte un bon valoric de 50 de lei, pe care veți primi doar alimente, nu țigări și băuturi. De aplaudat, aplaudați numai când vi se face semn. Bună dimineața! Maestru de lumini! Așa! Lumină în sală, băieții de la camere prin planuri, planuri generale, lumea arată bine. Peste o oră, ședință de redacție. Te rog să trimiți materialul ăsta la editat. Ăsta vine dedesubt. Așa. Vreau o cafea? Da, una mare și neagră. Șeful? Da. Am primit un telefon cu număr ascuns. Și ce voia? Ci că deține o informație importantă, dar nu vrea să-i divulgăm identitatea. Ah. Nici o problemă. Trimite un reporter de teren sub acoperire să verifice sursa. E neagră. Da, 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 să nu-mi pui lapte, te rog. Nu, mă refer la situație. Ah, stai liniștită că nu dăm pe post niciun fel de știre neverificată
măcar de două, trei ori și neacoperită. Am înțeles. Da. Da. Alo! Alo, da, 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 bună ziua! Sunt de la televiziunea locală. Aș vrea să vorbesc cu domnul deputat. Da, să trăiți, domnule deputat! Am onoarea să vă invit la un ceai. Cum? La mine în emisiune, domnule deputat, da? Cum să... Toate partidele politice sunt invitate în emisiune ca să-și expună punctul de vedere. Da, domnule deputat, dezbate tot! Tot, absolut tot! Da, da, nu vă stresați, nu vă stresați, știți cum e. Întrebările standard, da, 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 să n-aveți emoții, da. Da, bine, mulțumesc! Secretara mea o să vă contacteze ca să vă spună când anume trebuie să veniți la emisiune. Da, mulțumesc, să trăiți! Da. Scuze! Da. Am uitat să vă spun. Au venit astăzi de la NAF. Da. Și ce voia? Control de rutină. Trebuie să meargă expert contabil cu actele la ei. Balanță, bilanți? Da, e firesc. Pentru asta ați plătiți, da. Pentru rubrica meteo, mai faceți casting? Am uitat. Știi ceva? Te rog, ocupă-te tu de problema asta, dar vezi fătucile alea să fie și dezghețate, nu numai sexy. Dezghețate să fie, ca încălzirea globală. Aia e doar o știre. E fake news. Nu știu dacă e chiar așa. Unii susțin invers și că ar veni era glaciară peste noi. Ei, știi, fără acoperire. Da. Acum e plin de știri false și pe net, și pe televiziuni și... Cu cât e mai mare televiziunea, cu atât e mai mare cocoașa. Văd că ai început să faci progrese, Alinuța. Mulțumesc! Da. Apropo de cocoș, că mi-a făcut acum o poftă. Știi ceva? Du-te până jos și cumpărăm câteva umplute cu dulceață. Tare-mi plac. Și ia și ție două. Nu, eu țin dietă. Poate că ai dreptate, da? Viața asta e așa de amară, găsim nevoia de dulce. E o bombă calorică. Știi ceva? Prefer una calorică decât una a la Charlie Hebdo. Ok, am fugit să le aduc alte. Da, da. Nevastă. Alo! Alo, drăguță! Da, scumpa mea, ai ajuns la servici, da? Iartă-mă, aseară tu ai avut timp mai mult să vorbești cu fiul nostru personal, pentru că eu, din cauza vieții astea mele, știi, funcția de tată nu mă prea prinde. Spune, te rog, l-ai întrebat cumva la ce facultate vrea să dea examen? Cum la jurnalist? Dar ce e nebun? Nu vede ce viața am? Da, mănânc gogoși între două interviuri, ce... Da, dragă, da, e adevărat. M-am măritat cu televiziunea. Ce să fac dacă altceva nu știu să fac? Asta e. Am ADN-ul ăsta de ziarist în sânge. Scumpa mea, diseară când mă întorc acasă, îți promit că discutăm dacă n-ador cu capul în farfurie. Te iubesc, scumpa mea. Pa, pa. Am adus gogoș! Nu era coadă! Eu văd mereu coadă acolo. Coada era cu frigi de un leu. A sărăcit lumea. O gogoașă la 3 lei e lux? Da. Covrigii se vând repede, sunt ieftini, calzi. Au Max sau Susan. Și puține sărăcie. Umblă câinii cu covrigi în coadă. Poate în altă parte, că la noi nu prea cred. Nu, șef! De ce? Am acasă. Așa. Două familii care acum s-au întors din Italia. Păi da, și poate că cu banii adunați acolo și deschid aici o mică afacere. Ce așa doi? Nu!
Pur și simplu nu a mai rezistat. Era muncit 10 ani, fără familie, fără concediu, fără weekenduri. Imposibil, dragă. Eu văd aici vara când vin mașini, veselie. Asta e fața nevăzută a Occidentului. Mi se pare un caz izolat. Cam imposibil, dar izolat. Dar știi ceva? Ce? Interesant, azi. Ia invită-l la mine în emisiune. S-a făcut. Vorbesc cu ei așa. Când ajung acasă. Da. Să-l așa. O, ce mai faceți, domnul? Director financiar. E greu? Muncă de teren? Controle, taxe și impozite. Cu planul la amenzi, cum stați? A zis secretarul de partid că trebuie să aducem bani la buget. Ce pensioasele naibii de pensi? Nu, alea speciale! Alea să nu te atingi! Alea sunt puse deoparte. Auzi, fratele meu, ce voiam să spun? Ies în weekendul ăsta la vânătoare. Ești invitatul meu. Ce? Nu-ți lua provizii. Am eu la cabană. Aduc și bagaje. Am niște bagaje. Anul ăsta au făcut majorat. Normal. Lucrăm legal și cinstit. Cum? Bineînțeles că vin și ei conform protocolului. Nici o vânătoare fără servicii. Aducem serviciile de ceai și cafea. Tot achiul. Le bem cu porțelan de import din valize de aluminiu la două capete. Switch. Stai relax. Mă ocup eu de toate. Avem nevoie de scenariu credibil. Se apropie campania electorală. Am și planul planului de rezervă. Auzi? Dacă îți faci treaba cum trebuie, am pentru tine o surpriză la capitală. Secret? Nu vorbim prin telefon. Ajunge spovedania la Bruxelles. Da, da, aduc și față de Bruxelles, caviar, vodka și din alea. Stai, părcat, mă ocup eu de tot. Aici nu e caracă. La noi, baronul e baron, băi! Oh, bună ziua, sunt mine. Bună ziua! Poftiți, vă așteaptă șeful. Domnule deputat, bine ați venit! Luați loc, vă rog! Luați loc! Așa? Să știți că imediat intrăm în direct. Să nu vă stresați, că totul e aranjat. Nu trebuie să vă uitați într-un anumit punct, pentru că avem camere peste tot. Camere peste tot. Da. A, mi se spune în cască, imediat. Da. Da. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Astăzi avem un invitat de onoare, un om politic al urbei noastre, pe care sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunosc atât din talk show-uri, cât și din afișele electorale. Și pentru că a început campania, noi nu facem niciun fel de discriminare. Invităm aici pe toți politicienii ca să-și expună punctul de vedere. Acestea fiind spuse, noi vrem să trimitem în Parlamentul și în Guvernul României oameni de nădejde. Deci, acestea fiind spuse, domnule deputat, bine. Aveți cuvântul. Bună ziua și bine v-am regăsit. Voi vorbi liber? Nu am un discurs politic, ci mai degrabă unul social. Pentru că întotdeauna oamenii vor vota omul și nu partidul. Omul care sfințește loc. Și partidul care îl binecuvântează. Da.
Mulțumesc de completare. Înainte de toate, suntem oameni. Și înainte de a fi europeni, noi suntem români. Deci să înțeleg că aderați la o politică de globalizare, dar cu rădăcini naționaliste. Exact. Conform dictonului, ubi bene, ibi patria. Adică o Europa fără granițe, în care în toate țările nu mai există corupție. Corect. Da, Europa ne primește cu brațele deschise, domnule deputat, dar trebuie să eradicăm corupția. Ce să eradicăm? Adică să desfințăm. Da, să desfințăm mica și marea corupție. Așa. Să atragem investitori, să creăm infrastructură, să stopăm defrișarea ilegală, să mărim pensiile de la 1200 la 2000 de lei, să atragem tinerii către universitățile noastre, să creăm locuri de muncă pentru cei care vor să muncească, să mărim limita de pensionare la 80 de ani pentru cei care apucă. Să fie pace în lume. Și înfrățire între popoare. Da, așa și asta. Da, discursul ăsta parcă l-am mai auzit undeva. Ce? Da. Mi se spune în cască, da. Da, luăm o scurtă pauză pentru reclame și ne întoarcem după aceea în direct. Da. Suntem în direct. Acum? Nu. Ce ați vrut să spuneți mai înainte cu... În discursul? Domnule deputat, ați văzut cumva filmul Discursul Regelui? Nu-mi amintesc. Că eram în campanie electorală. Cu ce ecuațiune? Da. Are foarte multă acțiune, da. Cred că ar trebui să-l vedeți, da. Nu prea am timp. Ședințe de partid, ies în weekend cu familia. Afaceri. Ce afaceri? Eu nu fac afaceri. Domnule deputat, stați, suntem numai noi doi, acum nu suntem în linie. Da, luați, vă rog, o bombonică, așa, ca să vă mai refrișați respirația. Plăcere. Alătă. Da, mi se spune în cască, intrăm în direct din nou. Țin să mă ocupă, nu stă de la mică în duș. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, avem ca invitat pe domnul deputat, care astăzi ne va face mărturisiri incendiare din tumultoasa domniei sale viață. Domnule deputat, ce pasionat aveți? Înainte de a intra în politică, eram pasionat de pescuit. Și acum? Acum, pentru că nu am prins peștele cel mare, m-am apucat de vânătoare. Urci, capre negre, ciocârlii, mistreți... Porci! Ce porci? Păi cred că experiența de pescar profesionist va fi folosită în politică. Nu înțeleg. Păi, adică, vă mișcați prin ape tulburi, bântuite de rechini, unde aveți nevoie de o, cum să vă explic eu, de o momeală specială. Da, bună glumă! Nu e nicio glumă, domnule, de bomat. Adică, un pescar cu experiență știe că peștele, domnule deputat, de la cap se împute. Da, soția mea îi curăță de solzi și prepară mămăligă sau saramură. Da. Dar la nevod, ați pescuit vreodată? Adică cu din alea cu
plasă. Da, da, exact, așa cum spuneți dumneavoastră, da, la Năvod știți, pește cei mici sunt prinși în burta peștelui mare. Da. Și odată cu icrele, domnule deputat, pot scăpa din burta marelui răpitor. Dar ce mai vă pricepeți la biologie? Da, da. Și din cauza asta, domnule deputat, aveți nevoie de un nevot foarte puternic, pentru că altfel peștii ăi mari rod sforile nevotului și pot scăpa. Mai tot. Da. Dar spuneți-mi acum, știți că perioada prohibiției seamănă grozav de tare cu perioada campaniei electorale? Da, seamănă! Prohibiție, inhibiție, inaniție, puș de zahăr, făină, ulei și tricouri. Și șepci. Noi n-avem șepci. De ce? Păi dacă e campanie electorală toamna sau primăvara, nu le poartă nimeni. Decât vara. Exact. La pescuit. Da. Domnule deputat, ce alte pasiuni mai aveți, domnule? Istoria. Oh, foarte frumos. Da, dar fără cifre. De ce? Doare capul, nu țin minte numerele. A, din cauza asta aveți 10 contabile. Ce contabile? De exemplu, știu povești, bătălii, răscoale, războaie, revoluții, da, urcani. A, deci vă pasionează și viețile domnitorilor. A prinților, a ducilor, a marchizilor, conților, baronilor. Da, îmi plac muzeele. Am fost și la Bruckenthal, la Sibiu. Și domnul Bruckenthal de la Sibiu era tot baron. Da, 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 parcă era baron. Da, da. Ce răcoare era în muzeu și ce tablouri întunecate, toate pe pânză, uleiuri, originaluri, dar și copii. Da, 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 era răcoare. Ghidul era bine îmbrăcat. Pe mine nu mă deranjează frigul. Mai mult căldura. Vă place la răcoare? Ce vrei să spuneți? Adică când sunteți mai creativ, domnule deputat? Pe timp de caniculă sau pe timp de ger? Nu-mi plac extremele. Sunt un om moderat. Echilibru, fraternitate, libertate... Cam așa ceva. Da, mai auzit eu sloganul ăsta undeva. Posibil, eu tot timpul aud câte ceva. Domnule deputat, credeți în omul de tip nou? Cred în schimbarea schimbării, dar și în păstrarea păstrării a tradițiilor. Credeți în familia tradițională? Da, cred în familia tradițională, europeană. În viitorul luminos al țării noastre. În muncă, în relaxare, în respect reciproc. Ne amestecul în treburile interne. Așa se zice. Dar unde am mai auzit eu sloganul ăsta? E nou pentru mine. Domnule deputat, credeți în Dumnezeu? Cred că Dumnezeu ne ajută să câștigăm alegerile. Dumnezeu ne ajută să trecem cu bine peste toate problemele în viață. Și iată că Dumnezeu ne ajută să terminăm cu bine această emisiune de astăzi, dar nu înainte de a prelua câteva apeluri telefonice în direct de la ascultătorii și telespectatorii noștri cu întrebări pentru dumneavoastră, domnule deputat. Da, alo, regia de emisie, da. Mi se spune în cască, curios, că astăzi nimeni nu vrea să vă pună întrebări, domnule deputat. Hai bine! Voi răspunde la cele întrebări nepuse
prin faptele mele ca om politic. Și ca funcționar umil al cetății. Ce frumos ați spus, parcă ați citat dintr-o carte, domnule deputat. Face parte din discursul meu, l-am învățat pe de rost. Le citită cu biloba! Da, îmi place, aveți și simțul umorului, da. Dragi telespectatori, iată ne ajungi la finalul emisiunii noastre. Mulțumim invitatului nostru și tuturor sponsorilor noștri. La revedere! Votați poziția 69! Ce-a fost asta? Ce să fie? Asta cu 69! Numărul de pe buletinul meu de vot. 69? Păi alt număr n-ați găsit. Ce facem? Am crezut că l-ați pus așa, la mișto. Ia stai, se pare că avem o problemă. N-avem, domnule deputat, stați liniștiți. Adică mă acuz că a pus numărul ăsta așa la mișto? Păi partidul hotărăște, nu eu. Eu sunt un simplu cetățean. Și pe zodia racului apare 62. Pentru că eu sunt rac, ne? Da. Scuzați, acum am înțeles. Un pas înainte și doi înapoi. Domnul ziarist de investigații, domnule deputat. Aveți grijă ce spuneți în direct, dar și în privat. Dacă ieșim tot noi, și o să ieșim. S-ar putea să vă pară rău. Adică? Adică toți sponsorii de la televiziunea asta s-ar putea muta la alta, la concurență. Bine, domnule deputat, îmi cer scuze. Dacă mă votezi tu cu angajații tăi și cu rudele tale, le accept. Hai, pa! De cap. Un paracetamol? Nu, nu. Știi ceva? Fă-mi o frecție la ce a făcut aici. Tipul mi se pare tare aldecos. Ai, e periculos. Dar ce față de interlop are. Jumătate de județ e a lui. Și e tare răzbunător. Am un amic la interne care mi-a spus că dacă îl calci de bătături, lasă politețea la intrare. Pe bune? Da. L-a amenințat pe unul care chemase DNA-ul că îi trimite degetul lui fiis un plic acasă. Ca în filmele italiene. Italiene, italiene, da. Cu mafioți ruși. Șeful, eu zic să nu mai chemați în emisiune. Nu se poate. Nu se poate. Suntem televiziune. Campania electorală, toate televiziunile cheamă toate partidele și toți candidații. Nu se poate. Pâine și circ. Mai mult circ decât pâine, că pâine e tare ca piatra, te-o spargi cu ciocanul, iar grâu e modificat genetic de nici secerea nu-l mai taie. Am prins aluzia. Ascultă. Ai aflat ce-i cu știrea aia? Ce știre? Aia cu... Anonimul, cu... A, da! Am aflat. Și ce este? Șeful fiscului. Așa. Și-a tras o viluță. De 1.000.000 de euro. Fără autorizație. Ba mai mult! Nu și-a plătit impozitele la stat ca orice contribuabil. Stai așa că mi-a trecut durerea. Mi-a trecut durerea. Șeful nu! Ba da! Am o idee. Șeful, vă rog, nu! Ba da! Dacă difuzați așa ceva, o să înceapă un război de nici nu știu dacă îl puteți duce! Și așa m-am îngrașat. Eu vorbesc serios! Și eu la fel. Șeful fiscului e prieten cu asta! Deci l-ați invitat în emisiune! Baron! Local! Local, național, nu contează, dăm știrea pe post! Aveți familie, totuși!
totuși, gândiți-vă bine! Fată dragă, dar trăim într-o țară democrată! Vreți rating, cu tot din adinsul? Nu vreau niciun rating. Vreau să termin cu mafioții ăștia la costum, cu corupția din orașul ăsta. Știi de ce? Știi de ce vine lumea la noi în emisiune? De ce? Pentru că justiția nu-i mai ascultă. Pentru că poliția le zice, faceți o cerere, o hârtie și vă căutăm noi. Pentru că banii contribuabilului sunt papați de instituțiile statului de pomană. Pentru că corupția e religia viitorului la români. Frumos discurs. Dar de ce nu intrați într-un partid? Hai, simte. Ok. Să zicem că dăm știrea pe post. Da. Dar aici nu e caragială. Nu o putem semna anonimă. Chiar dacă nu divulgăm numele individului, televiziunea noastră va fi atacată din toate părțile și atunci, cine e de partea noastră? Dumnezeu. Hai pe bună asta. Mă duc să-mi beau cafeaua. Nu vrea să mă asculte. E nebun. Domn Chihote și morile de vânt. Nu va schimba nimic. Caracatița e mult prea mare. Cei de la București își fac treaba cu banii primiți din provincie. Cărțile sunt făcute. E clar. Jocul e de ochii lumii. Iar peste ăștia mai vin și ăia din afară. Cu împrumuturi, sfaturi, reeșalonări. Banii europei, bani de campanie, bani de facturi, bani de hârtie. Pentru ce ne zbuciumăm? Pentru niște hârtii colorate. A, să nu uit, să iau o carte de colorat pentru nepoțel, că mama lui e în spital și e singură. Breaking news! Directorul ANAF a ridicat o vilă de 1 milion de euro fără autorizație de construcție. Ba mai mult, casa figurează de 3 ani în acte la taxe și impozite ca nefiind plătind niciun impozit pe teren, deoarece nu au fost întocmite actele de finalizare a lucrării. Rămâneți cu Local TV, legătura în studio. Da, eu sunt. Vă rog să pregătiți actele contabile pe ultimii 5 ani. Mâine dimineață la ora 9 suntem la dumneavoastră. O zi bună! Mulțumesc, la fel. E cineva aici? Aici sunt. Vă aduc o goș? Nu are nuca, iarăși pasă, nu, se-mi pute treaba. Eu v-am prevenit. Acum asta e, să înceapă distracția. Dar chiar nu vă pasă? Ba tocmai că-mi pasă. Dar nu vă puteți pune cu ei. Ba, dragă, dar totuși, ce Dumnezeu, trăim într-o democrație, da. O să mă distrugă televiziunea, o să mă amenințe familia. Stai, că încă nu e mat, e abia șah. Da, da, nebunul e apărat de rege! Da, nebunul e apărat de pion. În spatele fiecărui rege stă o regină care-i suflă în ceapă. Cunosc casa! Da, nu! Da. În iaurt! Da, să trăiți, domnule deputat, da. Da, eu
Eu am transmis știrea pe post, da. Pentru că așa este moral, așa este deontologic și jurnalistic, domnule deputat. Alo! Alo! Acum auziți? Da, vă aud foarte bine. Spuneam că te rog, ca vechi prieteni, ce încă suntem, dacă ai putea să retragi știrea și voi televiziunea să dați o declarație de fake news, că nu are un fundament real, e falsă, e o invenție. Adică unul din operatorii voștri s-a îmbătat și a dat-o pe post, așa ca să facă senzație. Nu. Ce nu? Nu pot să fac așa ceva, domnule deputat. Suntem o televiziune liberă. Domnul meu, ai stricat ziua unuia dintre cei mai importanți oameni din județ. Plus că e unul din prietenii mei apropiați. Pare rău. Pare rău, n-am vrut să vă stric micul dejun, domnule deputat. Eu nu mi-am făcut decât datoria de ziarist. Ziaristule, dacă vrei să nu fii interzis, îți dau un sfat. Anulează dreacu știrea cu șeful fiscului și Diluța, că pornesc și hadul! Nu văd, temeți că aș putea să... Înregistrez convorbirea, a închis. Alo! Doamna secretară. Aștept. Alo, să trăiți, șeful. Eu sunt. Se-mi pute treaba, șeful. Jurnalistul Pește nu-și retrage știrea. Ba mai rău, ne stă în cale. Ce fac? Planul 2? Ok. Trimiteți un profesionist? Trebuie scuturat puțin cu mănuși, poate de înapoi. Nici o problemă, susțin campania din fonduri proprii. Fac și plata pentru profesionist. Am mai lucrat la cazuri din astea? Am înțeles, fără telefoane, ADN, fire de păr, folclor oral, ca pe vremuri. Și fără martori. Mai ales că acum orașul e plin de camere 4K. Am onoarea cu respect. Trăiți! 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 Ne-au închis tot. Televiziunea, radio, ziare. Ne-au verificat actele din urmă cu 5 ani. Nu, dăm papură, nu scapi. Aveam și noi datorii la buget. Ca majoritatea firmelor. N-au acceptat reeșalonarea. Au trimis executorii judecătorești. Acum avem interdicție să intrăm în televiziunea noastră, studioul unde a început cu ani în urmă emisiunea. Au urmat procese, 26 la număr, sute de înfățișări, amânări, până am făcut accident vascular cerebral. Ne-am desfășurat viața timp de o săptămână la un ceai în spital. Și pentru ce toate astea? Merită oare să lupți cu caracatiță? Dacă aș lua-o de la început, ce aș face? Același lucru.
jurnalism. Aș vrea să văd dacă există presă liberă. Dar pentru asta, trebuie să fiu un ziarist interzis. Acum avem alt job. Merg cu șeful pe teren, la țară. Instalăm cablu TV și internet la sate. Le facem ofertă. Nu mai mâncăm gogoși. Sunt scumpe. Avem covrigi uscați în geantă. Șeful, te rog să-mi lași mie niște covrigi, că mi-e foame. Și bem apă din fântân de la oameni. Bună ziua! Avem o ofertă de nerefuzat. 50 de canale TV plus 6 luni internet nelimitat cu Netflix și HBO. Nu vă interesează Netflix și HBO? Dar la ce vă uitați? Seriale turcești? Telenovele indiene? Și sport? Se rezolvă. Hai să vă las un contract să-l semnați. Cum adică? Proprietarul nu e acasă. Dar unde? Italia! Am înțeles. Șeful, hai să le oprim, că eu am obosit. Bine, facem o pauză de masă. Cine a preluat majoritatea acțiunilor de la televiziunea noastră? Deputat, baronul local, ce a apelat. Ce vremuri trăim. M-a căutat astăzi. M-a căutat astăzi. Cine? Avocat. Și n-a obosit după 26 de procese? A zis că abia acum și-a intrat în mână. M-a sfătuit să dau în judecată statul român. Unde? Cum? La CEDO. Ce șanse de câștig avem? Cam puțin. Și atunci, de ce tot deranjul? Așa dau dracu. Pentru că încă suntem vii. Da. Și montăm cablul TV la sat. Asta e România reală. România profundă. Ei se uitau la emisiunile noastre. Pentru ei nu eram o televiziune locală. Știi? De când bat noroaiele patriei, am devenit mai înțelept. Aici n-au dozatoare de cafea la 1 leu. Mai bună cafea. De ce? Nu e bună cafeaua, că am auzit că îți mănâncă calciul din oase. La mulți ani, România! Votați poziția 62! La mulți ani de ziua culturii! A început campanie electorală! Luați aici niște pesmezi, țin de foame foarte bine. Asta e cea mai tare ofertă a partidului nostru. Mălai, mălai extra. Aveți grijă cum stați cu glicemia și cu uleiul ăsta. Sărut mâinile. Doamne ajută, împărțiți la voi. Așa, prea mult. Avem zahăr alb
Da, ați venit zahăral, aveți grijă, faceți o colivă, iese minune! Minune, mai avem aici niște mămăligă, faceți niște mămăligă, făină albă! Avem făină albă pentru dumneavoastră, niște poale în brâu, aliveci, votați poziția 69! Nu uitați, ne vedem la urne! Ne vedem la urne, acum știți să mă recunoașteți, eu sunt, sărut mâinile, Doamne ajută, Doamne ajută să trăiți! Luați de aici, luați de aici, haideți, haideți! Votați poziția 69! La mulți ani de ziua culturii! Haideți, doamnă, fiți mai relaxată, nu stați prin spate, la mulți ani. Eu sunt salvarea voastră! Să trăiți românile, votați de ziua! Poate făină și zahăr la rând! Poziția 69, poziția 69, votați, 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 votați! Nu. Lume nouă, prieten vechi, ce surpriză, ce ocazie pe aici. Muncim, domnule deputat, muncim. Montăm cablu TV la sate, pentru că televiziunea noastră a fost furată de un baron local. Pare rău să aud asta. Pot să vă ajut cu ceva? Să strângeți masa! Vreți ceapă cu slăvină? Nu pot. Îmi pute gura și trebuie să țin un discurs. Hai, nu te mai prefer, politrucule, că și tu tot de la slană și ceapă ai plecat. Mai ai încă pământ sub unghii. N-are partidul destul detergent pentru câte mizerii ai făcut. O, atac frontal pe față, fără mănuși. Zici mersi că nu ai primit un plic cu degetul lui fiul Toniel. Bă, directoraște, te-am avertizat să stai în banca ta? Ai pornit avalanșa și n-am putut să opresc. Ți-am zis atunci când am ieșit din tribunal. Pitini ti faci! Pitini pi mini inimini manimo! Domnule deputat, vezi să n-ajungi deportat, că partidul mai are și alți sponsori ca dumneata. Și cei care mânjesc imaginea sunt scoși din joc, ca la un simultan de șah. Kasparov cu elevii de liceu. Ai grijă, domnule peon, să nu fii schimbat cu un nebun. Bătrâne, noi doi puteam face afaceri dacă nu te legai de oamenii mei. M-am legat de corupție. Corupt, necorupt, lucrau pentru mine. Și ce? Trebuia să iau poziția ghiocelului, să fiu sluga voastră? Bă! Tu ești bătut la cap sau ce ai? Ce ai? Nu pricep nici ceva, tu ești pe la ceas? Tu nu înțelegi că băieții deștepți se mută de un partid la altul și serviciile închid ochii? Așa funcționează țara asta! Da, închid ochii! Dar îi deschid când dau un dosar gros de corupție cu icre depuse în Panama. Ziaristul, ieși pe mine. Zi-mi și mie un om de afaceri cinstit în top 300. Tu crezi că se poate dezvolta ceva fără aprobarea noastră? Păi dacă e nevoie, dăm șpagă și în cer! Să ne treacă ăla, vămile. N-ai văzut la poliția mamală? Cresc vinele ca ciupercile. Ce să-ți fac? Ce să-ți fac? De visc nu scapi decât mort. Până și Depardieu s-a cărat la ruși. Impozite mici. Noi lucrăm cu oricine. Est, vest, nord, sud, bani să iasă! Partidul trebuie să fie pe profit! Chiar dacă împrumutăm pe 10 ani la femei, ca să dăm zahăr, făină și ulei la proști. Na, că m-am răcorit. Vă fac un ceai fierbinte? Nu vrea mai poate cei, că de acolo mi se trage. Da, erau ceaiuri de pares, de orăștie, susțin economia românească. Da, băi, dar economia românească nu te vrea. Faliment, poprire. Tu ai confundat pasiunea ta de cenaclu literar cu afacerile. Și mai redezi mustața aia? Nu te prinde la salopetă, se adună praf pe ea! Mulțumesc! Pentru ce? Pentru că mi-ați deschis ochii! Ai orbu găinii, văd? La țară o să mă desterez vâne pentru găini.
Credeți că o să fiți deputat toată viața? Fătuco, am deja saci în căruță. Județul e al meu de mult. M-am mutat de tot în București. Că aici, în provincie, mă murdăresc de găinați pe pantofii mei de firmă. Guci. Ca în piesa lui Abi Talent. În politică e nevoie de talent, bă, profanilor. Trebuie să fii flexibil. În codul deontologic al jurnalistului stă diplomația. Codul deontologic. Bă, mălești. Diplomația e pentru vasal. Când mingea e la mine în teren, trebuie să halesc. Mai avut asul în mânecă. Normal, normal, că nu puteam câștiga războiul, fie și ziarist interzis de provincie, ca tine. Dacă nu mă cumetream cu toți. Până și în partidele de opoziție am cumetrit. Știu! Da? Și pe asta de ce m-ai dat-o pe post? Pentru că mi-ai luat tot! Nu chiar tot! Ai familie! În viață! Și o secretară buloacă să-ți frece mesurile. Baronul tot baron! Hai, gata! Mi s-a terminat pauza de muncă. Hai! Gata! Mă duc să dau zahăr, făină și ulei. Ești alunecos. Mă dau pe topogan la guvern. Să nu faceți strop la Cotroceni, domnule deputat. Stai, cel fetiță. Îi iau umbrele mari de import, ca la STS. La mulți ani, România! Votați poziția 69! Ce nemernic de om! N-are niciun Dumnezeu! Are. Are prea mulți. M-am săturat de satele astea. Mi-am rupt tocurile prin gropi. Ai răbdare că o să las tu pe în campania electorală. Până și moja de pe unghii mi-a căzut. Asta e. Munca de jos, oamenii pământului. Eu m-am cam săturat. Poftim? Nu mai rezist. Ce te-am? Vreau să-mi fac și eu o curată la prima casă. Vreau mașină. Cu salariul de la tine, nici o bancă nu-mi dă de vreo. Ascultă. Ești cumva în perioada delicată a lunii? Nu! Eu vorbesc serios! Bine. Și ai vreo propunere? Ceva? Da, de 6 luni. Eu mă tot gândesc la... Să trădezi. Nu. Dar eu nu trădez echipa. Dar poate vreau și eu un copil. Ce-i să-i dau să mănânce? Minim pe economie? Nu, nu mă așteptam așa ceva de partea ta. Și unde? Unde am? Secretară. La un partid. Poftim? Șefă de cabinet, se zice acum. Te-am întrebat unde? Mă rog, conferințe de plasări în țară, internaționale. Ți-ai vândut sufletul. A, nu! Eu nu mi-am vândut sufletul. Că doar nu mănânci cu sufletul. Dar poate vreau și eu haine, perspective. Ce viitor am eu la 35 de ani? Montez cablu TV la oameni. Da. Cu oamenii ăștia am făcut, mă, țara asta atâta câtă e și cu oamenii ăștia am făcut rating și unii dintre ei au ajuns la Oxford. Hai, nu exagera că sunt realistă. Acum nu suntem la cena cultă de poezie. Da. Realist, iar eu un nebun idealist. Dar ți-a spus-o chiar și acum câțiva ani, deputatul ăsta pe care l-ai înfruntat. Ai uitat ceva? Ce? Pentru cine vei lucra?
Pentru cine? Pentru... Parul. Ai trecut de partea dușmanului? Tu vezi dușman la tot pasul. Nu văd nimic. Nu, eu nu văd nimic. Sunt un orb, un jurnalist care n-a vrut decât să spună adevărul. Asta e tot. Nu te-au învățat printre rânduri la facultate că ziarist înseamnă să eviți adevărul? Nu. Am un gust amar, groaz. Dar știi că ai bine peneșă. Nu. Am înghițit mult prea multe. Încă mai poți duce. Eu cred că te vei descurca și fără mine. Dacă zici tu, atunci îți doresc. Îți doresc tot binele din lume. Nu merg pentru politică. Nu mă interesează statutul partidelor lor. Nu. Te interesează gogoși și vacanțe decente. Asta e tot. Ar trebui să-ți iei o vacanță. Să te relaxezi și tu. Singurele zile libere pe care le-am avut în televiziune erau atunci când mă duceam la proces cu avocații baronului Ceafălata. Poate odată cu tine se va studia la facultatea de jurnalistică nu doar tehnicile anchete de investigație, ci și tipul de ziarist total. Nu ziarist total. Ziarist interzis. Care sacrifică familia și sănătatea pentru o idee. Nu, asta nu mi-aparține. Asta am plagiat-o după Don Quixote. Sau pe Sisif. Exagerez. Uite soare. Ce frumos sapune. Când eram director de televiziune, n-am apucat niciodată să văd apus de soare. Până la capăt. O jumătate de oră din viața ta ți se părea mult prea mult pentru a admira. Acum o să am timp. O să am timp să mă duc. Înseamnă că nu îmi porți pică pentru că plec din echipă? Fii liberă în pasăre cerului. E liber. Ani mai târziu, pe terasa unei cafenele dintr-un oraș din Moldova. Poftim.
cafea? Cafea. Ia cafeaua mea. Mulțumesc. Vă mai pot ajuta cu ceva? Mă le cunoașteți? Nu mi-aduc aminte. Păcat. Eu vă țin minte. Cred că e o confuzie la mijloc. Se mai întâmplă. Dar nu se cade să vă iau cafeaua de la gură. Ba se cade, domnule deputat, baron local, se cade. Fost. Dar ce ți s-au înnecat corăbile? Sau? Cum așa? Se mai întâmplă. Trist, trist. A, vrei zahăr? Da. Te rog. Nu suport amar. I-am suportat și de atunci am devenit dependent de amar. Îmi place la nebunie. Și cu puțin lapte? Lăptic. Da, da, da. Te alinți, te alinți, dai așa lapte. Da. Așa. Mă alintam în pușcherie. Cafea cu lapte 3 în 1. Eram 3 în celulă. Tot politicieni pentru evaziune fiscală. Gulenele albe. Da. De unde știți? Nu mai stropeam pe guler cu cafea, ce bună era. Nu pot uita. Nici eu. După ce m-au dat afară din partid, am pierdut afacerile. Prietenii și-au luat mâna de pe mine. Soția m-a părăsit. Copiii au plecat în afară. Afară parc? Afară din țară. Ah. Să beam niște apă? Da, mulțumesc. Stai! Ce? Să beau eu înaintea ta. De ce? Să nu fie otrăvit. Aoleu. N-ai văzut la știri? În Rusia, politicienii incomozi sunt otrăviți. Nu prea mă uit la știri. De ce? Te temi să nu fii manipulat în gândirea ta de tranziție? M-am apucat de citit. De cărți. Asta-ți mai lipsă. Te-ai jucat cărți? Citit cărți. Aaa! Știi să citești? Și ce citești? În celulă citeam mai mult. Acum caut de lucru pe unde pot. Azi, nu cred că ai pierdut toți banii. Erai milionar în euro. Nu ți-ai pus și tu ceva deoparte acolo, în paradisul fiscal? A fost arogant. Mă credeam invincibil. Iartă-mă. N-ai avut și tu o mătușă Tamara pe numele căreia să-ți trece averea? Nu. Ce gogoși înveți tu mie, mă, băiete? Nu-mi plac gogoșile. Sunt pline de gluten și colesterol. Ce vorbești? Mie-mi plac. 10 ani am mâncat la micul dejun. Numai gogoși, pe fugă, ca un ziarist interzis în timp ce tu mă tocai mărunt cu amenințările tale, cu controlele la ordin politic, cu recuperatorii care îmi speriau familia. Și acum mai am în nări mirosul tribunalelor, a robelor transpirate, a cafelelor la dozator, a gogoșilor reci și slinoase. Când am făcut accident vascular cerebral. Colegii mei din presă ziceau că sunt nebun că mă pun cu caracatița. Sunt sătul! Sătul. Sunt sătul până peste cap de gogoșile tale reci și slinoase, domnule baron local. Ți-am făcut mult rău. Da. Nu.
făcut cel mai mare bine. Am câștigat procesul împotriva statului român la CETO. Tu ai fost șutul de care am avut nevoie ca să fac un pas înainte. Datorită ție, am făcut cunoștință cu nebunia, cu deznădejdea, cu singurătatea, cu moartea clinică. Dumnezeu te-a trimis ca să mă întărești. Batjocura ta a fost binecuvântarea mea. Mulțumesc. Poate nu întotdeauna Dumnezeu. Poate câteodată mai venea și... Mai venea și ăla care mă tenta cu sinucidere. Sunt uluit de ce aud. Ați câștigat la CETO? Da. Am câștigat. Am primit despăgubiri, cheltuieli de judecată, vreo 20.000 de euro. Mă puteți împrumuta cu 20 de lei? Pentru ce? Pentru o șaurma cu de toate. Iau. Dai grijă să mesteci bine, să nu faci iarăși ceafă lată să te întorci în politică. O da proste. Nu mă lua de prost. Auzi? Am o idee. Am să te mai invit o dată la mine în emisiune să bem un ceai. Șaorma merge bere, nu ceai. Am să-ți dau la sfârșit una artizanală românească. Nefiltrată. Dar eu susțin economia românească. Susții pe dracu. Ai vândut județul ăsta pe bucăți, la fier vechi. Așa erau vremurile. Trebuia să ne privatizăm. Auzi, apropo de vremuri și de privatizări, ce mai face prietenul ăla tău de la fisc, ăla cu cartierul de vile? E la pensie. M-a uitat. Așa e în viață, domnule de puțică. După ce intri la bulă, toți te uită. Nu m-ai uitat, chiar dacă... Mai nenorocit, eh? Da. Nu. Auzi, te-am pus la rugăciuni, la mănăstiri. Vorbiți serios? Mm-hmm. Am făcut un experiment. Am vrut să văd dacă există Dumnezeu. Și există? Tu să-mi spui. Am rămas interzis. Nu. Ăla sunt eu. Care? Ăla sunt eu, baronule. Ziaristul interzis.
Da, n-am terminat încă, un moment dacă mai permiteți. Iată-ne la finalul unei zile, o zi cu de toate, de Ziua Națională a Culturii. Am început cu Eminescu poetul, am continuat cu Eminescu vizionarul, cu muzică folk, cu lansare de carte și iată și cu o piesă de teatru bine jucată de acești minunați actori. Ni s-a alăturat și domnul senator Viorel Ilie, îl salut că a răspuns invitației noastre. Vrea să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. De la început vreau să fac o precizare. La Senat nu se întâmplă așa ceva. Poate la deputați. Nu știam că suntem parte scenetă, cu toate că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Da, Ziua Culturii, Ziua Culturii Naționale, o zi extraordinară, așezată parcă de Dumnezeu pentru noi românii undeva după 1 decembrie, marea sărbătoare a noastră, a Unirii, după nașterea Mântuitorului și, de ce să nu spunem, înainte de mica Unire. Iată că un prilej foarte bun de a omagia artiștii de pe scenă, cei care scriu, dar și de a ne gândi la destinul culturii românești. Un prilej de asemenea de a ne simți cu toții românii uniți în cultură, așa cum suntem uniți în ceea ce ne-au făurit înaintașii noștri. Domnule Petrică Frăsilă, vreau să vă felicit. De obicei erau întâlnirile la Iași, aici doar oaspete, astăzi ne sunteți gazdă aici la Moinești și vreau să vă felicit pentru această zi pe care ne-ați dăruit-o aici de Ziua Culturii Române. Vreau de asemenea ca în această zi, așa cum spuneam, gândindu-ne la destinul culturii, să fim aproape de cultură și chiar dacă cultura română este o cultură internațională, dăruită de însuși luceafărul culturii românești, de acum, de la naștere, de acum 170 de ani, să o apărăm și să o protejăm de invazia actuală. Am văzut câteva lucruri și în sceneta pe care am urmărit-o, că uneori ea încearcă să fie alterată, dar ea este trainică și să sperăm că este veșnică cultura română. Să spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi omagiem astăzi, așa cum am spus, artiști de pe scenă, artiști care scriu, artiști care înfăptuiesc astăzi cultura română și, bineînțeles, celor care lucrează în instituțiile de cultură și care au grijă ca aceste lucruri și aceste manifestări să se întâmple. Mulțumim pentru invitație și felicitări tuturor! Plăcere, domnul senator! Da, așa reușim ca Moineștiul să fie pe orice hartă și iată astăzi și pe harta culturii. Cu ceva timp în urmă mă gândeam ce eveniment să realizez de Ziua Culturii, de 15 ianuarie. Și mi-a ieșit în cale domnul Frăsilă, aici la Moinești, la un alt eveniment, și îmi spunea că are o carte de lansat. Imediat am făcut legătura și împreună am reușit să realizăm și un program, bineînțeles, cu propuneri din partea dumnealui. Și iată că am realizat acest eveniment și cred că an de an vom reuși, ca noi, cei de aici, care ne ocupăm de ceea ce înseamnă și evenimente în municipiul Moinești, să realizăm astfel de evenimente destinate culturii, destinate sportului, destinate educației, sănătății și la orice se va ivi de aici încolo. Așa cum ne stă bine ca și gazdă și cum mereu am oferit și câte o diplomă celor care vizitează municipiul Moinești, aceasta voi face și azi și am să încep cu domnul Frăsilă, pentru că a fost sufletul acestui eveniment, să-i acord o diplomă de excelență pentru deosebita implicare în buna desfășurare a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale în municipiul Moinești. Felicitări!
Cu această ocazie am văzut și o mică parte, cea mai negativă, cred că, din viața dumneavoastră. Actorul a jucat foarte bine, parcă vă vedeam pe dumneavoastră la o ceașcă de ceai. La o ceașcă de ceai. L-ați ales bine sau, nu știu, v-a ales el pe dumneavoastră. A fost binevenită, așa am aflat și noi cum ați izbândit și astăzi sunteți din nou pe piață și nu de puține ori ați fost și aici, în zona noastră, la Moinești, la Slănic, la Târgocna, la Dărmănești, la Măgirești, că sunt astăzi primare aici, la toate evenimentele și, așa cum ați spus dumneavoastră și o spunem și noi, există o frăție aici între noi și dumneavoastră faceți parte din această frăție. Vă mulțumesc! Continui prin a acorda aceeași diplomă de excelență domnului Constantin Dram, domnului profesor universitar doctor, pentru că astăzi a ales să vină la Moinești. Sper că pleacă impresionat, plăcut impresionat de aici. Vă mai așteptăm cu drag. Primiți toată stima și aprecierea noastră. Un moment artistic aici pe scenă, de Pavarotti de Moldova. Îl invit aici alături de mine pe domnul Valentin Alexiu. Felicitări pentru momentul frumos. Mulțumesc. Pentru momentul de campanie electorală, pentru votul pe care urmează să-l primiți. Să știți că de la Moinești veți primi votul. Vă mulțumesc. Și să vă amintiți atunci când veți lua trofeul că avem și noi contribuții acolo. Aplauze pentru domnul primar. Despre mine aștept aplauzele după finală. Cum? Domnul profesor Nilă a plecat? Unde? Domnul, dar v-ați mutat de aici din Eminescu Vizionarul. L-a reprezentat foarte bine domnul profesor aici, îl felicit. Mereu este alături de noi la evenimente. Vă mai așteptăm cu drag. Să vă dea Dumnezeu sănătate și un an alături de noi. Felicitări! Mulțumesc! Invit alături de mine și actorii. Întreaga echipă este... Eu îi reprezint fiind cea mai în vârstă și mai... Bă, trebuie să și mai îmbrăcat și, acum. Da? Invită-i și pe dumnealor. Ce mai faceți, domnul Frățile? Ce mai faceți, domnul Frățile? Ați interpretat foarte frumos acest rol și ați interpretat pe omul de... televiziune, pe ziaristul Frăsilă, așa cum este el în realitate. Felicitări! Pentru că mi-e prieten și pentru că îl cunosc bine. Primiți din partea noastră această diplomă de excelență dumneavoastră. Domnul Ștefan Hagimă, vă spuneam mai devreme că este cel din județul Bacău, din Pârjol, de aici de aproape, nu? Da, da, de pe Valea Tazlăului, familia mea. Hăgimești. Înseamnă o ceapă mică și dulce, probabil cândva înaintașii mei au cultivat ceapă. Astăzi prima dată în această sală, dar poate în tinerețe, la un film, la ceva? Filme, da. Mircea cel Bătrân, Fram, Ursul Polar, figuranții, mă rog, multe. Dar sunt mulți ani de atunci. Felicitări, vă mai așteptăm. De asemenea, Valentin Braniște, domnul deputat, v-ați lăsat cravata care ne-a spus din ce partid erați. Partidul meu e de suflet, e cam da. Știu că ați mai fost la Moinești, domnul participă la competițiile de powerlifting la Moinești, prezentator. Da. Ne place Moineștiul și venim și cu Teatrul Bacovia, jucăm aici. Da, felicitări, primiți aprecierile noastre pentru o diplomă de excelență. Și doamna Alina Neagu, mulțumesc. Felicitări și dumneavoastră, ați reușit să vă angajați la partid, arătați așa bine? Încă nu, mulțumesc mult. Da, felicitări. Încă o dată. Îi felicit pe toți cei prezenți, vă aștept la următoarele evenimente, vă mulțumesc că ați ales astăzi să fiți prezenți alături de noi, felicitări încă o dată celor care ne-au fost alături, mulțumesc, să aveți o zi bună!